în viața noastră trebuie să fie o hotărâre puternică. Doamne, ce am lepădat eu când am venit la Tine? Ne uităm în urmă, ne uităm la trecutul nostru și ne îngrozim cine am fost noi. Omul vechi e marea problemă să știe a credinciosului. Cât din mine mai este în mine? Doamne, cât am lăsat eu din trecutul meu? Tot ceea ce n-am lăsat în urmă ne va urmări toată viața noastră. Toată viața noastră ne va urmări ce n-am reușit noi să le pădăm. Că ce ați fost cumpărați cu un preț. Avem noi cu ce să plătim pentru păcatele noastre? Hai să punem în cântar așa. Păi și cu ce să răscumpără trecutul meu, Doamne? Că atunci când am venit pe lume, am venit în plânset și am venit gol. Nici nume ne aveam, i-au dat părinții și nașii un nume. Poate noi nu suntem conștienți de unde ne-a scăpat pe noi Dumnezeu. Noi copiii lui Dumnezeu, care am primit această răscumpărare, să rămânem în această răscumpărare a Domnului Isus. și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul Isus. Iubiții noștri, frați, cumpere noastre, surori, mulțumim Lui Dumnezeu că suntem în adunare, că suntem în preajma Cuvântului Lui Dumnezeu și că suntem în casa Tatălui. Pentru că Dumnezeu s-a îndurat de noi să ne răscumpere din mâna celui rău și să plătească dreptății pentru iertarea noastră. La duminica aceasta, a fiului celui pierdut sau fiului risipitor, cum este trecut în Scriptură, cred că, așa cum au zis frații, fiecare dintre noi ne regăsim în chipul fiului. Fiecare dintre noi, când ne uităm, parcă ne revedem pe noi și starea noastră când ne-am întors la Dumnezeu. Pentru cei mai mulți oameni, și poate și unii care sunt aici în clipa asta, poate să gândesc la altceva, chiar în clipele astea, priveți la altceva, se gândesc la altceva, nu gândim că noi am fost în situația aceea. Dacă nu suntem așa, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dacă în gândul nostru sau în mintea noastră înflorește acum acest gând, eu poate n-am fost așa, sau eu am fost, dar n-am fost chiar așa, înseamnă că nu știm ce cu noi pe aici. Cei mai mulți oameni care sunt în afara bisericii, în afara lucrării de mântuirea lui Dumnezeu, nici măcar nu gândesc vreodată că ei ar trebui să fie în chipul acela, și totuși, inima lui Dumnezeu tânjește după fiii cei pierduți. Dacă Dumnezeu ne-a dus acasă, dacă Dumnezeu ne-a adus de pe ulițile lumii, cum s-a spus mai devreme o poezie, pe ulițile lumii am mers atât și eu, de mi-a ajunsese noroiul la glez, de la os, spune fratele Traian. Dacă ne-a scos de acolo Dumnezeu pe fiecare dintre noi, apoi trebuie să fim foarte atenți, că Dumnezeu nu mai ne cheamă a doua oară. Fratele Traian spune așa într-o poezie nu vă înșelați crezând că Harul vă îndreptățește orice păcat. Că poți să spui orice și dacă vorbești de Har, e și iertat. Că Harul iartă doar o dată păcatul cel neștiutor, dar după aceea poruncește neprihănirea tuturor. Ce zice în, întâia, în epistola către Timotei, capitolul 2? Că și Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toată lumea ne poruncește ce să facem? să o rupem cu păgânătatea. Spune, harul a fost arătat tuturor oamenilor. Deci harul, uitați, este arătat pentru toți oamenii. Dar, după ce ne-a fost iertat păcatul, dar care păcat? Al trecutului nostru neștiutor. Fiul cel pierdut a fost un neștiutor, un om care n-a știut de el ce face. Așa poate că am fost și noi cei mai mulți dintre noi. Dar din momentul în care am venit acasă, așa spune, dar după aceea poruncește neprihănirea tuturor că lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii ne poruncește să o rupem cu păgânătatea, trăind în veacul de acum cu evlavie, cu cumpătare, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Nu vă înșelați că iartă harul orice păcate, oricând. când, că dacă spui de har, ajunge și apoi poți trăi, și poți trăi apoi înșelând că poți să minți, te poți ascunde și poți să te prefaci oricum. Nu e o mai mare nebunie decât să mergi până așa drum. Vedeți ce înșelăciune poate să ne aducă nouă diavolul? Să fii scăpat din cea mai neagră noapte a păcatului, din cea mai grea mocirlă, din cele mai grele stări și apoi să te înșeli într-o altă dimensiune, într-un alt fel. Aha, am fost iertat, Dumnezeu m-a primit, Dumnezeu mi-a dat haina, am luat legământ, de acum eu sunt gata, sunt mântuit. Nu, frații mei, am fost mântuit de trecutul meu, dar acum trăiesc într-un prezent în care trebuie să mă lupt cu toată ființa mea să nu mai mă întorc acolo, să nu mai mă duc înapoi cel rău, că degeaba spune Sfântul Petru în epistola lui, fiți treji, că-și cu vostru, diavolul, urlă și răgnește pe cine să mai răpună și credeți că e milă de noi că suntem la oastea Domnului? Sau că suntem creștini ortodoxi? Nu, Credeți că dacă noi acum am luat-o pe calea oastei Domnului, cum spune părintele, mulți se înșeală că dacă cred că au scăpat la oastea Domnului, au scăpat de diavolul. Nu te înșela, fratele meu, spune. Din momentul în care ai venit la oastea Domnului, ai declarat război întregului iad. Nu unui drăcușor, nu unui diavol șchiop, ci unui întreg iad care de acum luptă cu tine, dar nu te speria. De acum ești sub paza lui Isus Biruitorul. De acum tu ai un mântuitor, ai un apărător care te-a răscumpărat. Nu vă înșelați nu iartă harul păcatul cel făcut știin. Deci harul nu te iartă atunci când tu cu bună știință te duci și furi, cum spune aici, când minți, când te ascunzi, când te prefaci, Știuți? Știi dinainte ce faci treaba asta, spune că nu este iertare. Nu credeți pe Hristos și Harul orice în păcate îngăduin. Nu vă mințiți pe voi și pe alții că poți să faci orice prin Har, Satan pe nimeni nu înșală ca în felul acesta mai amar. Adică să fii scăpat dintr-o înșelăciune a păcatului în care trăiai, fie în păcate trupești, fie în rătăciri, cine știe de care, și să vii la mântuire și apoi vrăjmașul să încerce să te înșele cu o altă modalitate, mult mai fină, că să știți cu cât urcăm pe treapta aceasta mântuirii, cu atât și el își amplifică și își modelează lucrările lui prin care să ne atragă. Și de aceea spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 12, începând cu versetul 1, Și noi adică noi care am fost scăpați din moartea păcatului, pentru că suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori. Care sunt martorii noștri, fraților? Părintele Iosif, fratele Traian, sfinții care avem în biserică, sunt norul de martori și spune, uite, ei așa au biruit. Și noi, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice păcat. Și piedica păcatului, și orice păcat care ne înfășoară și să alergăm cu stăruință la lupta ce ne stă înainte cu ochii ațintiți la cine? La căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Domnul Isus. Nu! Harul nu vă îndreptățește să vă preface și să mințiți. Acesta e un har fățarnic și mincinos și fals, să știți. Adevăratul har învață să o rup cu tot ce-i păcătos și să trăiești neprihănirea smerit și sincer în Hristos. Nu vă înșelați urmând pe orbi, cei ingânfași și prefăcuți, ce învață că prin har se poate trăi oricum. Ei sunt pierduți și aceasta e o înșelăciune și acela e un netrebnic har. Satan pe nimeni nu înșeală ca în felul acesta mai amar. Poezia fratului Traian. Ce adevăruri minunate! Ce adevăruri de viață pe care noi trebuie să le înțelegem în viața noastră de credință și în urcușul nostru către împărăția lui Dumnezeu. Acum merg la un verset din Apostolul de astăzi, legat tot de Evanghelie, în capitolul 6, versetul 19 și 20 din 1 Corint, în pagina 1116 în Sfintele Scripturi. Nu știți că trupul vostru este Templu Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri. Fraților, ar trebui să ne trezim numai la cuvântul acesta, că voi nu sunteți ai voștri. Păi adică cum, eu nu mi-aparțin mie însumi? Păi da, dar din momentul în care m-am predat lui Dumnezeu, n-am spus eu cu gurița mea, Doamne Iisuse, inima mea ți-o predau ție. Doamne Iisuse, cum spune, Doamne, fă mâinile mele ca să pot să lucrez cu ele, să dau și celui lipsit și săraș și necăjit, fă Doamne, urechile mele ca să pot să aud cu ele, fă Doamne, picioarele mele, nu le-am predat noi toate în slujba lui Dumnezeu. Și întrebarea se pune mai, mai adânc. Doamne, ce am lepădat eu când am venit la tine? Am venit la tine ca fiu cel pierdut, zdrențăros, cu apucături, cu stări nenorocite ce am făcut eu cu ele când am venit la tine. Fiecare dintre noi când am venit aici la Domnul Isus, când ne-am întâlnit cu Domnul Isus, am avut după noi un bagaj numit trecutul nostru. Și un trecut de care, cum spune Sfântul Apostol Pavel, ce fapte făceați înainte? Fapte de care acum ce este? Vă este rușine de ele. Ne uităm în urmă, ne uităm la trecutul nostru și ne îngrozim cine am fost noi dacă suntem sinceri cu noi și trebuie să fim neapărat, dezolant de sincer trebuie să fim înaintea lui Dumnezeu, Doamne Iisuse. Noi așa am venit. Și dacă am venit cu trecutul acela, trebuie să spunem, Doamne, cât am lăsat eu din trecutul meu. Și să știți că nu-i vorba numai de păcate mari. Bun, am venit cu păcate mari. Poate curvi, poate hoții, poate beții, poate înșelăciuni, poate unii chirotaj a trimis femeia sau femeia a făcut, sau fel de fel de păcate grele. Ale ne-am pocăit de ele care le-am știut, dar sunt lucrurile astea mărunte, fine, care ne-au stăpânit viața, plăceri de ale noastre care le-am avut noi, care nu putem să ne lăsăm de ele. Plăceri care am spus, Doamne Isuse, v-am mai spus eu ce spune Părintele Iosif, când a fost botezat poporul saxonii, zona aceasta nordică a Europei, ei au fost niște oameni foarte răi, oameni războinici, oameni dintre ăștia care omorau omul fără, să se uite și nu avea nicio remușcare. Și la un moment dat un papă de la Roma, din vremele acelea când papii erau ortodoxi, au hotărât să îi treacă la creștinism. Și acum mai mari lor, ai saxonilor, au spus așa, noi primim credința aceasta creștină, dar noi suntem luptători. Noi, zicem, n-am putea după aceea să spunem că nu mai vom lupta, că nu vom mai ucide. Și a spus, bune, primim botezul. Au hotărât botezul și a spus așa, uite cum facem. Când vom intra în apa botezului, Dice, mâna dreaptă nu botezăm, o ținem așa. Intrăm în botez, da, o lăsăm afară, nu botezăm, vom omorâ în continuare. Cam așa se întâmplă cu o parte din oameni. Vin la Domnul Isus, Doamne, da, aia nu le lepăd, aia o las. Ce faci cu ea, frate, că aia te va duce în iad? Tot ce n-am lepădat este, de, devine povară pentru noi. Tot ceea ce n-am lăsat în urmă ne va urmări toată viața noastră. Toată viața noastră ne va urmări ce n-am reușit noi să le pădăm. Pentru că tot ce nu lăsăm, ce nu predăm Domnului Isus, rămânem noi. Și na, luptă te tu cu păcatul singur. Luptă te tu cu apucăturile tale de unul singur. N-ai cum să biruiești. Este imposibil pentru că Evanghelia după Ioan spune așa. Capitolul 15. Isus Vița spune așa. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Fără Domnul Isus, nu putem nici să mișcăm un pai. Fără Domnul Isus, nu pot nici de o vorbă rea să mă lească. Fără Domnul Isus, nici de un gând rău nu mă pot să mă lepă. Da, păi de păcatele mari. Și atunci trebuie să fim foarte atenți. Doamne Iisuse, ce am lăsat? Că voi nu, că -și voi nu sunteți ai voștri. Frații mei, și continuă Sfântul Pavel, că ce ați fost cumpărați cu un preț. Fiecare dintre noi ocupăm aici un loc în Biserica lui Dumnezeu și în adunarea lui Dumnezeu pentru că cineva a plătit pentru noi, frații mei. Spune că odată un copil și v am mai spus și mertaza că repet, locuia undeva într-o zonă de munte și-și făcuse el așa o bărcuță, a construit-o el frumos și acum după ce și-a construit bărcuța, a colorat-o frumos, a pictat-o frumos, s-a dus să o pună pe râu, să o vadă cum merge pe râu. Și la un moment dat se uita după mal, el mergea pe lângă bărcuță, râul curgea la vale și el se uita la bărcuța lui cum merge. Și ajunge la un moment dat bărcuța, bărcuța într-o într-un fel de vâltoare, așa, și era amenințată să fie scufundată. Și atunci sare el în râu, o ia în brațe și o strânge la piept și se duce pe mal și zice, tu ești de două ore a mea. Tu ești de două ore a mea. Odată că te-am făcut și odată că te-am salvat. Noi suntem de două ore Domnului Iisus. Odată că ne-a făcut, că ne-a zidit Tatăl Ceresc, și a doua oară că ne-a salvat, că ne-a cumpărat Domnul Iisus cu un preț. De aceea spune că ce ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și Duhul vostru care sunt ale Lui Dumnezeu. Și trupul nostru și Duhul nostru. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? Așadar noi am fost cumpărați, fraților. Cineva ne-a răscumpărat pe noi. Eram vânduți păcatului, vânduți morții, vânduți iadului, și cineva s-a îndurat de noi, ca pe fiul cel pierdut, dacă nu se îndura tatăl, vedeți, spune acolo în Evanghelia Sfântului Luca, în capitolul 15, și venindu-și în fire, de ce credeți că și-a venit fiul în fire? Ce l-a determinat pe el să-și vină în fire? Dintr-o dată, așa, din om al păcatului, pentru că acolo unde ajunsese el, în țara aceea depărtată, e țara păcatului. Porcii erau patimile care trăia el, porcariul era diavolul care l-a pus acolo și vedeți, zice, îi dădea din roșcove și nu putea să mănânce. Știți cum e păcatul? Păcatul cu cât mănânci, cu atât nu te saturi. Bețivul, cu cât bea, tot nu se satură, tot mai vrea, când se trezește iar vrea, iar are gust, iar simte dorință, este patima asta nenorocită care niciodată nu te satură. A întrebat odată cineva pe un sfânt părinte, părinte cam cum e chinul iadului, că noi vedem zugrăvit așa plastic, iadul acolo cu flăcări, cu zmoală, dar este o imagine plastică asta, nu că există zmoală, flăcări și alte, știu eu, din, astea inflamabile care se iardă pe oameni, nici de cum. Și a spus așa, în iad va fi așa, bețivul va vrea să bea și nu va avea ce, curvarul va vrea să-și facă poftele și nu are cu cine și îl va arde, Asta înseamnă focul iadului. Îl va arde dorința aia care va crește, va crește, vedeți, ca o sete dintre aia care n-ai cu ce să o astrâmpe. Și atunci, frații mei, de aceea spun că noi avem datoria aceasta mare să-L primim cu adevărat pe Domnul Isus în viața noastră. Nu știți că trupurile voastre este templul al Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri. Cuvântul acesta ar trebui să ne pună mereu întrebarea. Dar cum dacă eu nu sunt al meu? Întrebarea trebuie să mă pun. Oare eu chiar m-am predat Domnului? Oare predarea mea în slujba lui Dumnezeu a fost una adevărată? Sau a fost decât o predare dintr-o pornire, dintr asta euforică, așa? Am văzut că e frumos, am văzut că se face chemare, am văzut că la oastea Domnului se cântă, se plânge, sunt lacrimi, e bucurie, este calea frumoasă, strântă a mântuirii și am simțit și un îndemn lăuntric să mă duc acolo, nu așa, frații mei. Părintele Iosif, care a fost om trimis de Dumnezeu, om luminat de Dumnezeu, om călăuzit de Duhul Sfânt, a scris în cărțile sale așa, despre hotărâre și despre legământ. Spune că în Vechiul Testament, în două locuri, la Gedeon și mai este într-un loc, în care a trebuit să meargă cu oaste împotriva poporului madianiților și împotriva altor popoare care erau necredincioase. Și acum ce spune Moise întâi? Zice, adună poporul să mergem la luptă. Și a adunat acolo o mare gloată. Zice, trimite acasă pe ea care sunt căsătoriți de, de curând, care au femei. Trimite acasă pe fricoși. E Gedeon tot așa, când s-a dus să lupte cu madianiții, a adunat acolo o mare mulțime de oameni. Și spune, nu, nu, dui la apă. Cei care vor bea apă, cum bea câinele, cum lipăie câinele, trimite-i acasă. Ceilalți să te duci cu ei la luptă și ales decât 300 de înși. Cu ăștia vei birui, a spus. Vedeți, părintele spune hotărâre. În viața noastră trebuie să fie o hotărâre puternică. Pentru că atunci când ai luat o hotărâre puternică, cum spunea sora Nașa, orice ar fi mă duc la Sibiu, nu mai mă interesează. Că mor, că trăiesc, mă duc acolo. Dacă nu suntem dispuși pentru Domnul Isus chiar să și murim, dacă nu suntem dispuși pentru lucrarea lui Dumnezeu să dăm totul atunci înseamnă că suntem ca fricoși. Și știți cum spune Cuvântul lui Dumnezeu? Că în dragostea desăvârșită nu este frică. Și prima categorie care o descrie acolo în capitolul 20 din Apocalipsă spune cât despre fricoși, mincinoși, vrăjitori, și lista continuă, dar în capul listei sunt fricoși. De aceea vedeți că noi trebuie să fim foarte hotărâți pentru Dumnezeu în momentul în care își hotărâ pentru Dumnezeu nu te mai uiți în urmă. Frica ce face? Frica te face să te uiți în stânga, să te uiți în dreapta, să te uiți la tine și atunci nu mai poți. Și apoi întrebarea încă o pun. Că voi nu sunteți ai voștri. Cât din mine mai este în mine? Știți povestea aceea din Pateric? Când se duce un puznic după ani de zile de stăruință în pustie și bate la ușa raiului și întreabă de acolo din lăuntru cine ești? Călugărul din pustie care se nevoiește, du-te înapoi, n-ai învățat nimic. Se duce înapoi călugărul și ce am făcut, unde am greșit? Și iar nevoință, și postul, și rugăciun, și stăruință, și viață trăită în curăție, din nou ajunge înaintea Domnului, bate la ușa raiului, cine ești? Călugărul care se nevoiește în pustie cu tare, du-te înapoi că n-ai învățat nimic. Și apoi el tot se ruga și a descoperit Duhul Sfânt până la urmă care era adevărul. Și e chemat acasă la Domnul, bate la ușă și cine ești? Sunt tu. În ele era Domnul Isus. asta nu înțelegem noi. Sunt tu, adică Doamne Isuse, nu mai sunt eu, ești tu în mine. Dacă noi am învățat că trebuie să ne lepădăm de noi, că așa spune, citim a patra oară, și că voi nu sunteți ai voștri, cât de mult din sinea mea mai este în mine, cât de greu reușim noi să omorâm pe omul vechi. Omul vechi e marea problemă, să știa a credinciosului. Omul vechi în noi ne spuneau odată fratele Costel, mai în tinerețea dânsului, nu ca acum ar fi bătrân, că era un câine, un om care avea un câine lup. Și câinele ăsta, lup îl dresase de așa manieră încât îi dădea coșulețul, trimitea, intra la băcănie, intra la măcelărie, intra în piață și fiecare știa și punea un coșuleț acolo și odată la săptămână, stăpânul câinilor se ducea și achita nota de plată. Și într-o bună zi, câinele nostru, în drumul lui, ce credeți că vede? Un iepuraș. Au uitat de stăpân, au uitat de datorie, au uitat de dresaj, fuga după iepurașul lui. E, cam așa e când se trezește în noi firea veche, omul vechi din noi. Și foarte ușor este de trezit omul vechi din noi. Vedeți, trupurile noastre, spune în Roman 12, fraților, vă îndemn pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți înaintea Domnului trupurile voastre. Și duhurile voastre, spune aici. În altă parte, Sfântul Apostol Petru spune în capitolul 1, 1 Petru zice așa, căci voi n-ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire care îl moșteniseră de la părinții voștri cu aur sau cu argint sau cu pietre scumpe, ci cu ce, frații mei? Cu scum sângele mielului fără de cusur. Noi n-am fost răscumpărați din starea nenorocită cu niște aur, cu niște argint, cu niște obiecte, cu niște bani, nu. Am fost răscumpărați cu sânge. De aceea zice, proslăviți pe Dumnezeu în trupurile și în duhurile voastre. Dacă trupul nostru Dumnezeu vrea să-l facă templu, și așa spune Dumnezeu, că Dumnezeu nu locuiește, zice, în case făcute de mâini omenești. Astea sunt făcute de mâinile noastre, cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu-l găsim la adresa cu tare, du-te că l găsește acolo pe Dumnezeu, te aștept. Nu, spune că Dumnezeu, zice, cel mai frumos templu este cel care l-a clădit însuși Dumnezeu. Care e frații mei? Omul, omul creat de mâna lui Dumnezeu. Acolo vrea Duhul lui Dumnezeu să o odihnească în noi. Nu știți că voi sunteți templele ale Duhului Sfânt? Nu știți că sunteți mădularele Domnului Isus, Nu știți că sunteți mireasa Domnului Isus, Nu știți că pe voi vrea să vă răpească Domnul Isus în ziua cea mare pentru nunta care se pregătește în ceruri, pentru mireasa Lui pe care o împodobește acum pentru nunta cea mare, pentru ziua cea mare? Și de aceea spune că ce ați fost cumpărați cu un preț. Frații mei, se poate măsura prețul acesta? Dacă Mântuitorul spune așa, ce va da omul în schimb pentru sufletul lui? Și nu răspunde Domnul. Nu există preț. Pentru suflet nu există preț în lumea asta. Cel mai nenorocit suflet, cel mai decăzut suflet, nu există preț pentru el. Nimeni, că spune în psalm, psalmistul David, că își răscumpărarea sufletului este prea mare ca să se poată face vreodată. Și continuă de un om. Un om nu poate să cumpere sufletul. Numai Domnul Iisus poate să răscumpere sufletele noastre. Numai sângele vărsat pe Golgota este prețul cel mare care l-a plătit Tatăl pentru izbăvirea noastră. Și cine vine la Domnul Iisus poate fi răscumpărat. Cine nu vine la Domnul Iisus nu poate fi răscumpărat. Fiul cel pierdut, fiul cel risipitor, de acolo a fost răscumpărat. Tatăl l-a răscumpărat. Cum? A zis, junghiați vițelul cel gras. Vițelul cel garț care s-a ea pentru mine și pentru frăția ta este jerfa cea mare de pe cruce. Este jerfa scumpului mântuitor care s-a dat pentru noi. De aceea, noi care am fost răscumpărați de Dumnezeu, cât de mare recunoștință trebuie să avem noi pentru Domnul Doamne, poate noi nu suntem conștienți de unde ne-a scăpat pe noi Dumnezeu. Poate noi nu realizăm din ce groapă ne-a scos pe noi Dumnezeu, cum spune psalmistul David când se roagă, din fundul mocirlei scapă-mă Dumnezeule din fundul mocirile de acolo, acolo s-a văzut fiul cel pierdut. Până nu ne simțim ca fiul cel pierdut, atunci nu putem să avem o pocăință. Că fiul cel pierdut, el și-a văzut cu adevărat starea lui dintr-o dată, când a fost cercetat de Duhul Sfânt, el și-a văzut pieirea lui. Și-a văzut starea lui nenorocită, s-a văzut și a zis, Doamne, câți argați ai tatălui meu mănâncă pâine, sunt sătui de pâine și eu stau aici în starea aceasta nenorocită, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. Și așa a făcut-o. Nu este de ajuns că te cercetează Dumnezeu. Dacă tu nu răspunzi cercetării Lui Dumnezeu, câți oameni nu sunt cercetați de Dumnezeu? Printr-o boală, printr-un necaz, printr-un cuvânt, printr-un om care spune cuvântul Lui Dumnezeu și pe care tu nu îl înseamă, printr-un clopot care sună dimineața, printr-o slujbă care o auzi, printr-un cuvânt care ți se spune, printr-un cercetător poate care îl întâlnești. Și totuși, omul nu vede cercetarea pe care o face Dumnezeu. Frații mei, lumea în care trăim noi, pe fiecare ar vrea Dumnezeu să-l răscumpere. Dar ține de fiecare dintre noi dacă vrem să primim acest preț. Dumnezeu nu vrea cu forța să ne bage în rai. Dumnezeu nu vrea să ne bage cu deasila acolo în împărăția lui și să, să facă un om care e silit să intre acolo. Dumnezeu vrea să fim din iubire. Noi, acum vedeți, pentru oamenii credincioși, lucrul acesta este o certitudine că am fost răscumpărați, că am fost cumpărați. Simțim, știm, trăim acest adevăr cu toată ființa noastră. Dar mă gândesc, cum spunea și fra, spuneau frații mai devreme, cum sunt toare vieții oameni care nu cunosc prețul acesta? Ei nu știu că există un preț și pentru ei. Și avem datoria să le spunem că cineva a plătit pentru ei. Că acum să vedem, putem noi să plătim pentru păcat? Cu ce să plătim? Avem noi cu ce să plătim pentru păcatele noastre? Hai să punem în cântar așa. Cine poate să-și răscumpere păcatele? Cu ce, să le, hai, cu ce să le răscumpărăm, în primul rând? Zice în uh, epistola către Efesien, răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Păi și cu ce să răscumpără trecutul meu, Doamne? Că atunci când am venit pe lume, am venit în plânset și am venit gol. Nici nume ne aveam. Mi-au dat părinții și nașii un nume. Gol am venit, cum spune înțelept, dreptul Iov. Gol am venit din pântecele mame mele și gol mă întorc în pântecele pământului. Și dacă n-am avut nimic, cu ce să plătesc fraților? Și a plătit Tatăl pentru mine și pentru frăția ta. Să ne apropiem de Domnul să ne apropiem de cuvânt, să ne apropiem de dragostea lui Dumnezeu, ca să putem și noi să simțim prețul acesta. Trupurile noastre, duhurile noastre, ființa noastră întreagă trebuie să fie, cum spune fratele Traian în cântarea, o de aș avea eu limbi o mie și mii de buze să cuvânt, din mii de struni o armonie, din toate să lau pe Domnul Sfânt și trupul meu și Duhul meu să fie o laudă adusă lui Dumnezeu. Asta vrea Domnul de la noi. Noi copiii lui Dumnezeu, care am primit această răscumpărare, să rămânem în această răscumpărare a Domnului Isus. Bine a zis frații, fiul cel pierdut care a fost aflat nu s-a mai întors la pieire, a rămas la sânul tatăl, a rămas acasă, știa ce nenul pe unde trecuse. Era conștient de unde îl scăpase Dumnezeu. El nu s-a mai întors înapoi, a stat acolo legat cu lanțuri de inima tatălui. Nu mai mă duc pe acolo, vedeți, odată ce ai trecut prin mocirlă, te mai duci iar pe acolo? Odată ce ai trecut printr-un noroi, păi te păzești cât poți pe acolo să te... Nu mai intru pe acolo, că știu, n-am pățit-o, n-am trecut pe acolo, nu m-am mocirlit, n-am simțit eu gustul acela amar care mi-a mi mi strepezit dinții. Zice că îl întreabă odată Dumnezeu pe Adam, Adame, cum a fost viața? Și cât a trăit Adam? 930 de ani. Și zice, parcă am intrat pe o ușă și am ieșit pe ea așa de scurtă. Cum 930? Păi uite cât e viață. Și moartea cum a fost Adame și păcatul. Și așa de mar, amar a fost păcatul, că și acum mi-a rămas trepeziciunea lui în dinți. Așa de amar este păcatul. Și așa de nenorocit este păcatul pentru un copil al lui Dumnezeu. Acum aș vrea să închei și să mulțumesc fraților și surorilor care n-au putut ajunge la mormântul Părintelui Iosif. Noi ne-am putut bucura. Pentru cei care am putut să ne bucurăm acolo lângă mormântul Părintelui, la Sfânta Liturghie, la Biserică a fost o binecuvântare îndoită, spun eu pentru frățiile voastre care n-ați putut ajunge acolo, ați primit și frățiile voastre prin rugăciunile noastre nevrednice, slabe și așa de, de știu eu nebăgate în seamă, dar am purtat acolo în rugăciunile noastre pe fiecare frate și pe fiecare soră de aici lângă mormântul Părintelui Iosif și darul cu care am fost acolo o floare, o lumânare, o rugăciune o cântare, un cuvânt a fost primit ca un prinos de bună mireazmă a fiecăruia dintre cei care suntem în adunare. Binecuvântarea aceasta pe care o simțim ori de câte ori mergem în preajma Sfintelor Morminte, ale Sfinților, este o binecuvântare care nu putem noi să o explicăm. Eu nu pot acum și niciun frate să vă explicăm aici cum a fost la mormântul Părintele Iosif, pentru că fiecare a trăit diferit starea aceea. Fiecare am simțit și bucurie, și durere, și recunoștință, și pe Domnul Iisus prezent acolo, pentru că în locurile unde sunt sfinți îngropați, ei n-au murit. Ei sunt vii înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a lăsat locurile acelea ca niște stâlpi de foc, prin care noi ne apropiem de Dumnezeu. Sunt locuri binecuvântate în țara aceasta unde sunt înmormântate trupurile ale sfinților, care pentru noi creștini, pentru noi români, pentru noi ostași, sunt locuri de binecuvântare. Vedeți, când nu mai ai în viață la cine să te duci, unde te duci? La mormintele părinților să plângi. Unde te duci cu o floare și o lumânare? Și când ai un dor și un necaz, parcă te duci la mormântul mamei și al tatălui și acolo simți că te ușurezi. Mormântul Părintelui Iosif este locul în care noi ne ducem ca să simțim bucuria, să ne legăm din nou cu trecutul, să primim putere de la înaintașii noștri sfinți, pentru că din locurile acelea primim putere. Și vă spun de așa pe scurt, pentru că e vremea înaintată, în 1975, Părintele Iosif știți că a avut patru copii, căsătorit cu nepoata lui Avramiancu în satul Vidra, acum se numește satul Avram cu acolo în munții Apuseni. Și în vremea gripei spaniole, 1913, părintele Iosif a mormântat la vidra soția și trei copii. A fost o gripă ceva de genul cum este acum în China, care a secerat sute și milioane de oameni. Cea mai grea boală, aproape egală cu ciuma bubonică care a fost în perioada medievală. Și părintele acolo și-a îngropat soția, și-a îngropat cei trei copilași, unde am fost și noi la mormintele Doamnei Preotese a Părintelui și a celor trei copii pe care i-a mormântat Părintele. Câtă durere a fost în inima Părintelui, a ști cu toții acolo. Când a plecat Părintele Iosi, rămas văduv cu un singur copil, a trebuit să plece din satul acela chemat de Dumnezeu ca să aducă altă jerfă, mult mai mare, după ce lăsase trei jerfe în pământ, soția și trei copii, Dumnezeu acum chema el să fie adus jerfă pe altarul poporului român la Sibiu. Și părintele, descrie în istoria unei o... jerfe, fratele Traian, când a plecat din sat, spune că oamenii așa de mult îl pe părintele, s-au dus și au început să tragă clopotele, de durere că le pleacă păstorul. Și spune, plângeau oamenii ca după mor după părintele. Și părintele într-o căruță moțească, cum erau atunci căruțele acelea cu coviltir, cu un singur copil și câteva geamantane, luase drumul apostoliei, alt drum al jertfei pe care trebuia să-l facă pentru credința noastră creștinească. Și descrie acolo părintele cu câtă durere s-a despărțit de păstoriții lui, de cei pe care îi trezise la o viață nouă cu Domnul Isus. Și plecat cu un singur copil cu Titus, a ajuns la Sibiu, unde îl chemase Mitropolitul Bălan ca să aducă această înviorare sufletească în biserica noastră, când a coborât din tren, părintele la Sibiu nu l-a aștepta nimeni. De acolo lăsase iubirea oamenilor, lăsase dragoste, lăsase atâta bucurie care era în inima oamenilor și când a venit la Sibiu n-a găsit pe nimeni. Nimeni nu l-a așteptat pe părintele. Câtă durere a fost în inima părintelui când a coborât din gara din Sibiu străin, văduv, cu un copil după dânsul și nimeni nu l-a aștepta. Ca și cum nimeni n-ar fi avut nevoie de dânsul. Și știm viața, știm jerfa părintelui din tot ce am citit, din tot ceea ce am cercetat atâta amar de ani. A trecut vremea aceea când părintele a, a fost aterisit, a fost chinuit, a fost batjocorit și știți că atunci când a murit părintele, când a trecut la domnul, exact astăzi, pe 16 februarie, a fost înmormântat în cimitirul din Sibiu. Frații noștri, fratele Ioan Opriș, care fusese o vreme la mănăstire, l-a îmbrăcat cu toate odăștile preoțești care le avea părintele și fratele Traian și fratele Ioan Marini în casa de pe alea Filozofilor. Și acum, pentru că îi se luase dreptul de preot, îi fusese caterisit de mitropolitul Bălan, a spus așa cei de la mitropolie. Și culmea, cine credeți că a făcut treaba asta? Tatăl marelui filozof Emil Cioran, era protopop pe vremea aceea, și a spus, noi nu o să-i facem, mitropolitul a spus, nu o să-i facem nicio slujbă până nu o să-i rupeți haine după el. Gândiți-vă, frații au spus așa, noi nu putem face acest fără de lege. E un, 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 ceva abominabil. Cum să rup după un mort hainele? Nici și mai răi oameni nu fac așa ceva. Și noi nu putem face așa ceva. Dacă nu faceți așa ceva, nici clopotul nu-i trage. Cel mai mare om, care trezise sute de mii de oameni, care adusese bisericii cea mai frumoasă lucrare, era tratat ca, ca ultimul om din poporul acesta. Nici măcar ca om. Și pe un om și pe un bețiv care îl duci la groapă, îl duci în hainele lui. Și atunci spune că au trimis niște oameni de la pompe funebre, mai pe românește ciocli, și oamenii aceia au avut curajul să-i sfârșie de sus și până jos hainele părintelui, hainele preoțește ale părintelui Iosif. Vă dați seama, era mor de trei zile părintele, încremenit, și spune fratele Tran și astfel s-a asemănat cu Domnului, camintiți vă cum spune în Ioan 19, și ostașii au luat haina și au vrut să o și a spus să nu rupem, că e dintr-o singură bucată și au tras pentru ea la și au împărțit-o între ei. Asta se întâmpla în 15 februarie 1938. Și părintele a fost dus la groapă de sute de mii de frați. Din toate cultele au venit, de la toate credințele au venit, pentru că nu mai ai noștri ortodoxi, ci toate, toți creștinii din toate cultele văzuse în părintele Iosif, ce trimiși ceresc era părintele. Când au trecut cu cortejul mortuar, dacă vă amintiți, acum nu mai este, când mergeam în primii ani erau niște unități militare, atunci încă se făcea armata și spune comandantul unității militare de acolo a scos întreaga unitate și a prezentat onorul părintelui Iosif. Ceva care nu se mai văzuse în poporul nostru așa ceva. Oma lui Dumnezeu, condus de sute de mii de oameni. Și când au ajuns în cimitirul din Sibiu, noi când mergem acolo, e în mijlocul cimitirului, acolo era marginea cimitirului. În 1938 au cumpărat un loc în margine. Și acolo părintele a avut un frate scum și iubit părintele Vladimir din Orhei, din Basarabia, care atunci când a auzit că părintele a trecut la Domnul, a plecat din Basarabia să vină la mormântarea părintului și fiind o iarnă grea cu viscol, de aici de la Ploiește a dat telegramă la Sibiu, nu-l băgați în groapă, rămân toată viața cu cea mai mare rană dacă îl băgați în groapă până nu vin și eu. Și frații, după ce au făcut slujba de mormântare pe marginea gropii, l-au lăsat acolo pe părintele și au stat cântând până a venit părintele Vladimir. Și spune fratele Traian, spune că când a intrat părintele Vladimir, dacă și vă poarta cimitirului în hohote de plâns, direct la mormântul părintelui, la sicriul părintelui, l-a îmbrățișat pe părintele în sicriu. Ne despărți și în viață, ne despărți și la moarte. Și atunci când l-au băgat în l-au lăsat în mormânt pe părintele Iosif, atunci se făceau gropile mult mai adânc, undeva la 2 metri și jumătate, pentru că erau destule boli care trebuiau eradicate. Spune, atunci venise din partea fraților greco-catolici un preot și a dus o coroană de flori, de știu eu ce flori au fi fost în vremea aceea și când l-a lăsat pe părintele în groapă, a aruncat pe sicriul părintului acea jerbă. În 1975, fiul părintelui Titus a plecat și el la Domnul, după grele suferințe și grele încercări. Și pentru că atunci când l-au urmântat pe părintele frații, nu s-au gândit să cumpere două locuri acolo, au avut doar un singur loc, nu aveau unde să-l ducă și a spus, trebuie să-l scoatem pe părintele. Era tot undeva toamna, târzii, era o ploaie dintre asta, spune fratele Traian, ploa cu găleata. Și a trebuit să descumeze pe părintele, să scoată pe părintele și să-l bage pe fiul său Titus. Și fratele Traian era acolo de față. Spune că cei de la pompe funebre, când au săpat, au dat de coroana, întâi de coroana pe care o aruncase frații din Ardeal, din nordul Ardealului. Spune, când au luat florile, parcă acolo le rupsese și de pe ram. Erau parcă acum le pusese cineva acolo. Și cei care aș citit, știți că fratele Traian nu și-a permis măcar să glumească cu minciuna. Da, păi să spună minciun, ferească Dumnezeu. Și spune, erau patru gropari care stăteau în groapă Săteau pe sicriul părintelui, vă gândiți, 1938-1975 și sicriul era întreg. Când au desfăcut capacul părintelui, părintele spunea și vata de pe răni, că părintele știți că a avut atâtea operații în trupul său, era întreg, 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 întreg omului Dumnezeu. Și fratele Traian a spus, nu, avea, nu ne putem permite să-l scotem pe părintele de acolo, pentru că securitatea, și așa erau frații prin pușcării, s-ar fi produs altă prigoană și altă nenorocire asupra lucrării oastei Domnului. Și atunci l-au pus pe băiatul părintului peste sicriu și peste trupul neputrezit al părintelui Iosif Trifa. Acolo am fost noi, v-am spus toate lucrurile acestea ca să putem să ne facem o imagine despre ce fel de oameni au fost înaintea noastră și în munca cui am intrat noi și unde mergem noi. Nu, nu mergem lângă un mormânt ca și cum am merge lângă o mână de țărână, și atât tot. Nu, frații mei. Pentru noi, ca și oameni care îl cunoaștem pe Domnul, trebuie să fim conștienți de respectul pe care trebuie să-l avem noi față de acești oameni mari trimiși al lui Dumnezeu care au fost în mijlocul nostru, pentru că ei n-au vorbit despre ei. Ei nu ne-au chemat la ei. Noi n-au spus, urmați-mă pe mine, a spus, urmați-l pe Domnul. Părintele a spus, dacă, că, dacă în cărțile mele nu-l aflați pe Isus și răstignit, și dacă nu vă duc la Domnul Isus să le puneți pe foc, pentru că tot ce v-am scris, v-am scris numai din Cuvântul lui Dumnezeu, ca voi să ajungeți să-l cunoașteți pe Domnul. Domnul să ne ajute la lucrurile acestea și să fim și noi, ostași credincioși ai împărăției lui Dumnezeu, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Slăvit să fie Domnul Isus.